Găsit. Aș vrea să încep oferind un răspuns unei prietene de pe Facebook care mi-a pus o întrebare pe Facebook și îmi cer scuze tuturor prietenilor de pe Facebook căra nu le răspund la întrebări prompt sau nu le răspund deloc. În general răspund pe oxigen și nici acum nu răspund foarte prompt, din păcate. Mă rog, e un defect. Dar ceva a atins o coardă la mine în întrebarea care mi-a pus-o cineva pe Facebook, salutare, în legătură cu decretul duminical și sabatul, vă dați seama că eu am fugit de acasă la 18 ani ca să pot ține religia asta, am fugit de la mentalitatea catolică, care sigur nu era bună pentru mine, poate a fost totuși singura soluție de a putea vedea altfel viața și pe Dumnezeu. Practic, ce vreți să spuneți, că sabatul în zilele noastre trebuie să rămână doar la nivel ideologic, dat fiind faptul că sabatul e o povară pentru noi, de mai ales pentru copii, care trebuie să fie totuși atitudinea noastră față de sabat, ce facem cu martirii, în ghilimele, aceste religii. Aveți dreptate și logică în ceea ce spuneți, totuși suntem foarte debusolați. De fapt, se dărâmă fundamentul adventiștilor prin schimbarea atitudinii despre sabat. Soțul meu nu are un loc de muncă cu acte în regulă din cauza sabatului, suntem confuzi. Și eu am ales adventismul ca pe o șansă de a-L vedea pe Dumnezeu și viața altfel, și încă nu am renunțat la această șansă. Mă tem însă că atitudinea noastră tradițională față de sabat, mai ales vis-a-vis de decretul duminical, este de fapt nu o fructificare a acestei șanse, ci o împiedicare de a fructifica această șansă. Nu vreau să dau sfaturi, nu vreau să spun altora ce să facă. Însă, totuși, vreau să încep prezentarea de astăzi, care se numește Apocalipsa ca test Rorschach. Rorschach sau Rorschach, spun americanii, Rorschach, dacă vreți să citim în franceză, este vorba despre un test făcut de psihanalistul elvețian Hermann Rorschach. Numele lui este german. La începutul secolului 20. Și vreau să abordez Apocalipsa din punct de vedere psihologic sau, dacă vreți, chiar psihanalitic, deși nu este domeniul meu. Și de ce fac aceasta? Pentru că problema care o sesizez din întrebarea acestei prietene a noastră de pe Facebook este aceea că noi suntem victimele unei frici apocaliptice. Și păzirea sabatului la noi reflectă această frică. Această frică că dacă vom călca sabatul, dacă vom ține sabatul, vom fi printre cei care primesc semnul fiarei. În mod paradoxal, doamna aceasta sesizează foarte bine aspectul acesta, sabatul devine o povară. Cum poate o zi de odihnă să fie o povară? Este întrebarea. Și cred că eu nu vreau să spun ce să facă cineva în legătură cu sabatul. Vreau să abordez aspectul psihologic. Ce este testul Rorschach? Testul Rorschach este foarte familiar și dacă nu îl cunoașteți în altă parte, poate ați văzut filmul Watchmen, în care unul dintre personaje chiar poartă numele Rorschach. Numele lui real este Kovac, dar se numește pe sine Rorschach. Și are pe față o mască care sunt test Rorschach. În principiu este vorba despre câteva pete de cerneală în alb, negru sau colorate, dispuse simetric, ca în oglindă. Deci este o pată de cerneală aleatorie sau mai multe pete, dar imaginea este simetrică. Poate fi în alb și negru, poate fi în colori, dar este simetrică. Și Rorschach a constatat că oamenii când privesc la această pată de cerneală văd ceva. Și ceea ce văd reflectă nu ceea ce este în pata de cerneală, ci reflectă motivele lor, nevoile lor adânci, dar mai ales temerile lor iraționale. Așadar, este un instrument de psihanaliză pentru Rorschach și este dezbătut. Unii sunt foarte entuziasmați de el, alții, dimpotrivă, îi găsesc cusururi. Însă nu este treaba mea să spun dacă este sau nu bun. Cert este că în filmul Watchmen există un personaj care susține, Kovac se numește, este un vigilante, e un tip care vede în viața în alb și negru. Și are o ideologie de dreapta foarte rigidă. Acest vigilante, Kovac, susține că fața lui nu reflectă adevărata lui personalitate
și în schimb poartă o mască pe care este o pată de cerneală neagră și una albă. Nu uitați cum îl vede viața în alb și negru. Și aceste două pete de cerneală nu se amestecă, dar din cauza temperaturii feței și a presiunii exercitate de mișcările mușchilor feței, tot timpul își schimbă configurația. Iar negrul nu se amestecă niciodată cu albul, măștii, așa că niciodată nu este o zonă gri acolo. Și ca atare, ideea este că adevărata față a lui Kovács, care se numește pe sine Rorschach, este de fapt nu ceea ce este el, ci ceea ce văd alții pe fața lui. Și ceea ce văd alții sunt temerile lor, nevoile lor, motivele lor. Interesant că aici ne lovim de o altă întrebare care mi s-a pus tot pe Facebook și îmi cer scuze că n-am răspuns, în care sunt întrebat pe la urmă care este adevărul despre Dumnezeu. Adevărul despre Dumnezeu este că Dumnezeu este infinit. Și infinit este egal cu nedefinit. Așa că nu există un adevăr definit și definitiv despre Dumnezeu și nu există o față definită a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, fața lui Dumnezeu este un test Rorschach. Noi vedem pe fața lui Dumnezeu ceea ce avem în adâncime noi. Și dacă vreți să vă spun părerea mea despre Evanghelie și despre Iisus, scopul Evangheliei este, în primul rând, să facă, opereze o transformare lăuntrică pentru a putea vedea pe fața lui Dumnezeu, ceea ce spune Pavel, lumina slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Dar subiectul acesta îl las pentru predica de vineri seara, când începe sabatul, și vreau să continui cu ideea testului Rorschach. În ce sens este Apocalipsa un test Rorschach? Cineva mă va putea contrazice aici, pentru că textul Rorschach este un test grafic, vizual, și Apocalipsa este o carte. Și înțeleg obiecția. Din punct de vedere tehnic este adevărat. Însă eu mă refer aici mai mult la, folosesc testul Rorschach mai mult ca o metaforă, mai ales că n-am nicio expertiză în psihologie. Deci folosesc ca o metaforă pentru a face niște observații cu privire la un mecanism similar care este la lucru atunci când studiem Apocalipsa. Și în ce constă acest mecanism similar? Anume că noi vedem în Apocalipsa mai ales atunci când corelăm Apocalipsa în mod simetric cu evenimente din istorie, noi vedem în acest cuplu, Apocalipsa și evenimentul profetic, așa, noi de fapt ceea ce vedem nu este ceea ce e real, nici în textul Apocalipsei, nici în evenimentul respectiv, hai să dau ca exemplu vizita lui Francis în Statele Unite, ci noi vedem propriile noastre temeri iraționale, propriile noastre motive, propriile noastre nevoi, dacă vreți. Cu alte cuvinte, vedem inconștientul nostru. Îndrăznesc să cred ceea ce spune Hermann Rorschach, anume că ceea ce vedem într-un test Rorschach nu sunt motivele de care suntem conștienți sau acele dimensiuni ale psihicului nostru de care suntem conștienți, ci inconștientul nostru. Și așa cum știm cu toții, face parte deja din cultura populară, inconștientul este mai important în a defini ceea ce suntem, ceea ce facem, ceea ce spunem, decât conștientul. Există două aspecte pe care vreau să spuneți la textul Rorschach. Mai întâi, deja am spus, testul Rorschach este simetric. Dacă acea pată de cerneală nu apare simetric, deci dacă nu apare într-o imagine în oglindă, nu are efect asupra noastră. Și Apocalipsa este o carte de o excelentă simetrie. De fapt, frumusețea literară a Apocalipsei constă în simetria viziunilor și sunt mulți teologi care cred că există un mesaj spiritual special în această simetrie. Dar dincolo de această simetrie, noi percepem Apocalipsa ca într-un test Rorschach, ca fiind o simetrie perfectă între Apocalipsa și istorie. Așadar, dacă vreau să fac un test Rorschach, pun o pată de cerneală, dar o copiez identic pe cealaltă jumătate a paginii, cu o linie mediană trecând exact acolo unde cele două imagini se unesc și am o imagine simetrică. Numai atunci testul este valabil.
Și ca atare, vedem de o parte Apocalipsa, de cealaltă parte istoria. Și vedem în istorie împlinirea unui simbol din Apocalipsa. Acum, simbolul din Apocalipsa sunt simple simboluri și pot fi aplicate foarte, foarte larg. În momentul când vedem acest cuplu, această imagine simetrică, există, se declanșează în subconștientul nostru un mecanism care, de fapt, exprimă nu atât ceea ce vedem, nici ce vrea să spun Apocalipsa, să zic în Apocalips 13 sau 14 sau Apocalips 16 cu cele 7 plăgi, nici în ceea ce vedem în jurul nostru, să zic vizita lui Francis I în America, ci sunt temele noastre iraționale din inconștient care sunt exprimate în ceea ce vedem. Și, alt aspect al testului Rorbach, care mi se pare foarte relevant aici, este faptul că nu imaginea ca atare, ci negativul este ceea ce vedem. Deci, cineva care primește un test Rorbach, să zic că vede un fluture, este foarte interesant aici. Acolo unde europenii văd un fluture, japonezii văd un instrument muzical și americanii văd un peianjen. Asta spune foarte mult despre psihicul americanilor, care sunt, într-adevăr, o națiune cu o frică irațională foarte adâncă, care ține de istoria religioasă a Americii. Dar o să revin la aceasta, pentru că e foarte important ca să înțelegem frica noastră apocaliptică și să o confruntăm. Însă, așa cum spuneam, această flutere sau peienjen sau instrument muzical, orice ar fi, interesant că francezii văd un cameleon acolo unde alții văd o pisică, iarăși, reflectă ceva din psihicul național. Dar această imagine, care o creează subconștientul nostru, nu este creată pe baza petei de generală, ci pe baza negativului, pe baza spațiului negativ. Deci imaginea e construită nu atât de mult de pata de cerneală, ci de spațiu negativ care este în afara acestei pete de cerneală. Și observați, de exemplu, dacă vine papa în America, da? Pe de o parte e Apocalips 13, pe de altă parte e vizita papei, da? Bun. Și spunem, este o profeție împlinită. Dar ce vedem noi? Papa a venit în America, a făcut niște declarații de stânga, pe care pormă le-a contrazis prin atitudinea lui, vis-a-vis de problema copiilor molestați de preoții catolici. S-a dus în California să sfințească un călugăr care a fost și mare inchizitor și este responsabil de un genocid împotriva indienilor și convertiri forțate și mai mult decât atât. Asta are legătură cu ce vorbim acum, cu imaginația și testul Rorbach. Printre altele, acest călugăr a spus că o metisă din parohia lui a zburat pe o coadă de mătură într-o peșteră și acolo s-a întâlnit cu niște demoni care aveau chip de țap și a făcut orgii sexuale cu țapii și că le învață și pe alte femei să facă acest lucru, adică să zboare pe coada de mătură sau fără coadă de mătură, intră în peșteră, se întâlnește cu diavolul care este ca un țap și are acolo orgii sexuale. Și sunt convins că acest preot pe care l-a canonizat Benedict, acest preot a văzut ceva, a știut ceva despre această femeie. Probabil era o metisă, probabil că mai practica anumite ritualuri animiste, era religie. Ei, piata femeie vrea să se apere de ce îi făceau catolicii și spaniolii și apela și ea la zeitățile sau la, mă rog, la totemurile tribului ei, dar mă îndoiesc că a zburat, s-a dus în peșteră, a făcut sex cu diavolul și mai departe. Partea cu zburatul, cu sex cu diavolul în peșteră, este negativul imaginii. Și ăsta l-a văzut călugărul nebun canonizat de Francisc I. Canonizat lui Francisc, această canonizare a unui criminal acuzat de genocid împotriva indienilor. A fost în secolul XVII. A fost unul dintre motivele pentru care popularitatea lui Francesc în Statele Unite nu este atât de mare cât era atunci când a venit prima oară în Statele Unite. Însă, ce vedem noi în vizica lui Francesc I? Este foarte interesant că noi nu vedem imaginea, da? Francesc I vine, vorbește la ONU, vorbește despre încălzirea globală, despre disparitatea
între clasele bogate și sărace ale societății, mai vorbește despre homosexualitate și că avortul nu trebuie neapărat spus în centrul discuției și așa mai departe. Se întâlnește cu Obama, însă ce vedem noi? Noi vedem negativul. Noi vedem ce nu este în imagine nici în media și nu este nici în Apocalips, că Apocalipsa nu vorbește despre frate scântâi, hai să fim sinceri. Apocalipsa a fost scris în secolul 1 sau secolul 2, eventual. N-are cum să vorbească despre frate scântâi. Noi vedem acolo niște conspirații sinistre făcute între Obama și frate scântâi și nu mă întrebați pe mine, întrebați pe Walter Veit, pentru că deja ne-a explicat despre ce este vorba. Așadar, observați această tendință de a vedea negativul unei imagini și negativul imaginii, de fapt, exprimă simțămintele noastre, nu simțămintele de care suntem conștienți, exprimă o anumită frică irațională care controlează viața noastră și care ne face să proiectăm anumite imagini fictive în negativul imaginii cu Francesc I. Însă ce este mai important? Mai important decât orice. Când testul Rohrbach a fost făcut de Hermann Rohrbach, ideea lui a fost că există câțiva factori de conținut și determinat. Deci factorul de conținut ar fi, în cazul acesta, să zic Apocalips 13, pe de o parte, vizita Papei în Statele Unite și noi vedem aceeași imagine pe ambele părți. Bun, e simetrică. Asta e conținutul ce vedem, da? Dar ne spune Rohrbach că el a găsit că factorii cei mai determinanți în a arăta ce este în adâncimea sufletului omului este culoarea și mișcarea. De exemplu, americanii reacționează la culoare mai mult decât la formă și asta e semnul unei culturi care pune mai mult preț pe exprimarea spontană a simțămintelor. Europenii reacționează mai mult la formă. Însă, dincolo de formă, mișcare și culoare și mișcarea, nu când vezi ceva că se mișcă acolo, asta este ideea, când vezi ceva că se mișcă acolo, reflectă ceva ce este în tine. Așa cum când vezi că se mișcă o conspirație pentru decretul duminical, aia se întâmplă undeva, nu în mintea ta, în subconștientul tău. Dar ceea ce s-a constatat mai târziu a fost ceva neașteptat. Și poate că n-a trebuit să fie atât de neașteptat, însă este aspectul care mi se pare cel mai esențial. Anume, din cauza că testele Rohrbach au devenit foarte populare și s-au tipărit cartonașe Rohrbach foarte mult, s-au făcut și greșeli de tipar. Și în ce constau greșelile de tipar? În faptul că au apărut umbre. Dar psihologii și psihiatrii care au folosit aceste teste în clinică au fost surprinși să constate că oamenii reacționează mai mult la umbre decât la formă, culoare, mișcare. Reacționează la umbre, la umbre cel mai mult. Umbrele sunt acolo unde văd mai mult și decât în spațiu negativ și decât în imaginea pozitivă. Și cred că aici este punctul de care vreau să mă agăț atunci când vorbesc despre Apocalipsa ca test Rohrbach. Fiindcă noi suntem speriați de umbre, inclusiv de umbra noastră, dacă vreți. Mi-aduc aminte când eram copil, eram de vreo 9, 10 ani și începuse deja cursa spațială între sovietici și americani. Și presa română, care era aducea mereu omagii științii sovietice, vorbea despre faptul că sovietice vor ajunge până înaintea americanilor. Ceea ce nu s-a întâmplat, nu din cauza că n-ar fi avut toate șansele, ci din cauza că Hrușciov a fost dat jos și Kolarov a murit și o schimbare politică într-o dictatură duce la anularea unui program bun. Așadar, asta fiind un aspect care nu ne interesează aici, eram copil și auzeam discutându-se la mine acasă, de multe ori veneau pastori, colegi cu tatăl meu, șefi de la conducere, veneau frați din biserică, din district și era întrebarea, va ajunge omul pe lună? Da, va ajunge, dar atunci trebuie să ne așteptăm la venirea Domnului în fiecare zi. Se pare că românii erau totuși mai larg la minte decât Billy Graham și alți pastori americani care spuneau că omul poate ajunge pe lună. Dar întrebarea pe care își o puneau
adventiștii pe care am vorbit despre zborul spre Luna era, dacă nu cumva când vor ajunge pe Luna, oamenii vor întâlni pe Satana acolo. Și Satana le va spune să țină duminica și va spune că el este Iisus și se vor închina lui Iisus. Și gândiți-vă, vă rog, că eram un copil. Și într-o zi, într-o noapte, am ieșit pe stradă și m-am dat la lună, era lună plină, și ce crezi că am văzut pe lună? Da? Uitați-vă la lună și observați că e cineva acolo, da? Este o figură umanoidă. Da? L-am văzut pe Satana, bineînțeles. Satana e pe lună. Și mult timp am fost convins, uitându-mă la lună, că acel om de pe lună este de fapt Satana. Acum, ca să mă întorc la un conspiraționist de tristă faimă, între noi, Walter Veit. El a venit cu această idee că cosmonauții care au ajuns în spațiu s-au întâlnit cu demoni acolo și s-au dus pe lună să găsească tehnologie antediluviană. În sfârșit, pot să hrănești asemenea conspirație, dar ideea este că nu e altceva decât o umbră. Și umbra aceasta te sperie. Ce este, de exemplu, luna prefăcută în sânge? Este reflecția atmosferei Pământului pe Lună în timpul unei eclipse de Lună. Este umbra Pământului și reflecția atmosferei, care face ca în timpul unei eclipse de Lună Luna să fie ca sângele. Nu este altceva decât o umbră. Dar umbrele sunt cele care ne captează imaginația cel mai mult. Există multe umbre de care ne este frică. Decret duminical nu este singura. Spuneam de America. America a venit într-o lume necunoscută, cu multe părinții peregrini, așa zis părinții peregrini, mă rog, puritanii, care au venit din lumea veche. Au venit speriați de papa, în primul rând. Englezilor le-a fost frică de o invazie a catolicilor, a Spaniei, și Olanda avusese război cu Spania, ca și Anglia puțin mai înainte. Știm că puritanii au plecat din Anglia în Olanda și de acolo în Statele Unite. Frica aceasta de papa, de catolici puritanii, au adus-o în America. Catolicii care au venit în America aveau o frică de sentimentele anticatolice care erau puternice în Italia, mai ales după desfințirea statului papal și în Franța, și au venit, sau în Irlanda, și au venit aici cu teama de sentimente anticatolice. Și unii și alții așteaptă persecuția. Ce este interesant, că catolicii au fost persecutați, nu protestanții. Dar frica este o frică irațională. Este un motiv puternic în America. Și este un motiv puternic religios. Frica apocaliptică ia diferite echipuri la diferite religii. Există frica de homosexual, frica de comuniști, frica de Planned Parenthood, și iarăși negativ este cel umplut. De exemplu, se spune la talk show de dreapta în America că la clinici de Planned Parenthood, de fapt, fetusurile sunt folosite ca să se aducă jertfe, fetusuri, ritualuri satanice. Pe de altă parte, prietenul nostru bun, Ben Carson, a spus că Planned Parenthood a fost inventat ca să omoare copiii negri, ca să se nască și așa mai departe. Această frică apocaliptică are diverse fețe în diferite biserici. Nu vreau să mă leg de toate aceste aspecte, de singurul aspect de care vreau să mă leg este cel al decretului duminical. De ce ne temem de decret duminical? Teama de decret duminical vine în cuplu cu, sau vine agregat cu alte temeri care ne sunt specifice. Una dintre temeri, ca să dau un exemplu, foarte multe mame au citit cartea Un apel solemn către mame, scrisă de Ellen White. Și au început să aibă o teamă teribilă că copiii lor practică nu știu ce vicii ascunse. Așa că au început să-și urmează copiii peste tot, unde copiii trebuie lăsați singuri. Am cunoscut o mamă foarte bună în California, care avea două fete de circa 20 de ani, care n-avea voie să închidă ușa la baie, pentru ca nu cumva să practice viciul ăla rău de care spune sora White. Și n-avea voie să aibă nici permis de conducere, nici telefon celular. Trebuiau să fie ferite de lume. Ellen White ne povestește că a fost odată într-o comunitate unde i s-a cerut să se roage pentru un om bolnav. El era bolnav, îi murise un copil, soția lui era bolnavă,
Și la un moment dat, chiar nu se poate ruga pentru el, fiindcă a văzut într-o viziune ce face el noaptea sub plapuma și că nu se poate ruga pentru un asemenea om vicios și că ea vede, de fapt, ce fac toți frații noaptea, când nu vede nimeni la ei în dormitor. Și nu numai că ar fost să roage pentru el, a sugerat bisericii să nu mai ajute, să nu mai risipească banii cu el, lasă-l să moară. Această teamă nu este specifică doar la Noapte. Era o teamă în lumea anglosaxonă, în secolul XIX, de degenerare. O temă care se întrece foarte la Ellen White. Și această teamă de degenerare era legată de teama de perversiuni sexuale și de risipă de energie vitală prin practici sexuale. Așa se face că doctorul Kellogg, care a reușit să circumcidă toată America, și circumcizia a fost practicată în America aproape universal până în timpul nostru, când unii au început să obiecteze. Și doctorul Kellogg propune unele soluții, unele protecții care nu le pot aminti aici, care sunt de-a dreptul grotești, sunt groaznice, pentru a proteja băieții și fetele de vicii, bărbați și femeile, de vicii ascunse și de risipă de energie vitală. Dar cert este că această frică există. Și este și frica de lume. Frica de lume are un caracter apocaliptic, în sensul că noi, la sfârșitul timpului, va trebui să părăsim localitățile, orașele mari, în primul rând, apoi orașele mici, orice localitate, să ne izolăm. Și este ideea că această izolare este esențială pentru supraviețuirea noastră spirituală în timpul sfârșitului. Cunosc tineri sclipitori care au renunțat la o educație universitară ca să fugă undeva. Ori să se ducă, nu la o universitate teologică, n-aș avea nimic de obiectat asta, să se ducă la o școală de 6 sau 9 luni în care învață o teologie foarte simplistă, în alb și negru, să devină evangheliști după aceea și au sacrificat cariera pentru asta, sau s-au dus să se izoleze undeva într-un colț de lume, așteptând acolo decretul duminical. Asta se numește teama de umbre. Chipul e teama de lume. Teama de a cunoaște, de a citi, de a vedea, teama de știință, teama de literatură, teama de cultură, teama de interacțiune cu oamenii, teama de oameni, teama de lume în general. Dar de fapt este o teamă de umbre. Și pe aceste umbre, aici se pune umbrele, umbrele sunt acea zonă a realității în care noi nu știm exact ce este, dar este ceva. Aici este principala problemă. Și mi-a luat aminte când eram apicultor în Dobrogea, erau zone pustii în Dobrogea, să lucra la canal, să lucra la canal pe vremea aceea, erau tot felul de indivizi asociali care lucrau la canal. Mă rog, noaptea era primejdioasă. Și dormeam într-un cort, în câmp, și îmi spunea un moldovean bătrân cu multă experiență, și că dacă vine la tine o ceată de bagabei, ăsta era termenul folosit de el, ca să fure miere, să nu fugi, dar nici să nu ieși la lumină. Stai în umbră, stai în ușa cabanei cu lanterna prinsă, că lupul nu știe ce javră latră din spatele gardului. Ei nu știu cine e în umbră, cine este în spatele lanternei și se vor teme. Mi s-a părut două ori să vină cineva să cerce să mă atace. Și rețeta a funcționat perfect. S-au temut pentru că eram în umbră. Ne temem de umbre, este în subconștientul nostru. Și această teamă de umbre se vede într-un alt aspect pe care vreau să spunez în mod special. Teama de spiritism. De ce spun teama de spiritism? Românii, așa cum știm, nu se prea tem de diavolul. În general, a fost o mare teamă de diavolul și această teamă de diavolul a dispărut în Europa de vest, dar este încă vie în America, unde mereu auzi povești despre posesiuni demonice și despre vrăjitoare și există chiar un pastor român intelectual, probabil cel mai bine educat pastor neoprotestant din perioada comunistă, care acum susține că orice boală este rezultatul posesiunii demonice. Nu de mult am auzit un pastor adventist susținând cam aceeași idee, mai ales când e vorba de boli psihice. Românii, așa cum am spus, nu se tem de demon, se tem de strigoi, de alte lucruri. Diavolul este ca în poveștile lui Creangă. Mai mult un subiect de glumă, dar se tem de strigoi. Noi nu ne temem de spirite, ne temem de strigoi, dar ne temem de spiritism, ceea ce e același lucru. Și atunci când te temi de satana și de spirite și de posesiuni demonice, bineînțeles că te temi de umbre.
și există foarte multe umbre în jurul nostru. Dar toate acestea sunt concentrate într-o anumită teamă. Teama de decretul duminical. De ce ne e teamă de decretul duminical? Aici apar toate umbrele. Deci orice aspect umbrit al politicii internaționale, de exemplu, migrația refugiaților din Siria, războiul din Siria, vizita papei Francesc I, nu mai spun despre aceasta. Oricare papă, de fapt, și orice vizită și orice declarație ar face. Toate acestea au un negativ, cum am spus, pe care noi îl umplem cu imaginația noastră, dar mai mult decât au și aspecte umbrite. Pentru că există foarte multă secretivitate în lumea politică. Mi este foarte interesant că au existat câteva dezvăluiri neașteptate în ultimii ani. WikiLeaks, Snowden, Manning ne-au dezvăluit lucruri care nimeni n-ar fi putut să le afle. Poate restul nu au putut să le descopere. Din cabluri diplomatice și documente secrete de intelligence. Așa că știm foarte multe lucruri care se ascund în spatele ușilor închise. Știm, de exemplu, că Arabia Saudită a plătit mită ca să fie în conciliul, în panelul pentru drepturile omului. Da? Știm că a existat un plan făcut de Arabia Saudită, Israel și Statele Unite pentru crearea unui stat islamic, deși probabil că nu s-au gândit la ceea ce este acum ISIS. Știm de astfel de înțelegeri secrete pentru că, nu din teorii conspirative, ci pentru că au fost dezvăluite. Știm că Casa de Saud a fost direct implicată la 11 septembrie. Și totuși, niciuna dintre temele noastre cu privire la decretul duminical sau la cucerirea lumii de către spiritism, niciuna dintre conspirațiile susținute de Walter Fey, de exemplu, sau de alți predicatori, niciuna dintre predicțiile mari lupte nu fac parte din aceste dezvăluiri. Însă, odată ce ceva este dezvăluit, devine un eveniment cu un contur clar. Și noi imediat ne îndreptăm atenția spre negativul, spre spațiul negativ. Și mai ales dacă este o umbră, suntem captivați de orice mișcare a acelei umbre. Și acolo vedem temerile noastre, teama de decret duminical. Vreau să pun punctul pe ei și cu aceasta voi răspunde și doamnei care mi-a pus întrebarea pe Facebook. Suntem debusolați, ce să facem, ce să facem cu sabatul? Vreau să pun punctul pe ei aici. Și aș vrea să intrăm la motivele din inconștientul nostru pentru care ținem sabatul. Nu dezbat motivele teologice, eu sunt un păzitor al sabatului. Nu de fapt nici nevoia spirituală de a ține sabatul și psihologică, care este reală și o cunosc. Da? Dezbat ceva ce este în inconștientul nostru. Este un motiv mai adânc în inconștientul nostru pentru care noi suntem atât de preocupați de sabat. Și care este acest motiv? Atins de ziua 7-a. Se trage din mișcarea milerită și dintr-un grup anumit al mișcării milerite, care după 1845 a fost cunoscut ca Shut Door, ca grupul uși închise. Ideea uși închise este că Iisus la 22 octombrie 1844 a intrat din Sfânta în Sfânta Sfintelor. Hai să vă dau viziunea Ellen White, care poate fi foarte bine analizată psihologic, este test Rorschach perfect. Ellen White îl vede pe Iisus stând pe un tron și lumea se închine lui Iisus și Tatălui care stă acolo pe tron și apoi Iisus și Tatăl se mută în Sfânta Sfintelor și unii intră în Sfânta Sfintelor și se închide ușa. Și cei care rămân în Sfânta se întâmplă acolo ceva. Satana vine să ajungă pe tron. Și toți încep să închine lui Satana. Ca tare, imaginați-vă ce exprimă psihologic această viziune. Las pentru puțin mai târziu o încercare de analiză psihologică a viziunilor Ellen White. Dar hai să luăm aspectul teologic. Ușa s-a închis. Cei care au primit sabatul și doctrina sanctuarului și, bineînțeles, au primit mai întâi sulea lui William Miller, au intrat în Sfânta Sfintelor. Sunt cele cinci fecioare înțelepte. Cei de afară sunt cele cinci fecioare neînțelepte.
Este, să zic, o certitudine dulce amară. Lumea își bate joc de noi, am fost dezamăgiți, ne-am cheltuit averile, dar suntem aici. Suntem înăuntru și așteptăm să vină Mirele să ne ia, deși Mirele a venit deja, este la nuntă, da? Așteptăm acum să se întoarcă de la nuntă, mă rog. Aici e mai mult de discutat. Însă, problema este că această doctrină a ușii închise nu putea să dureze mult. Prin natura ei, și vă dați seama de ce. Ușa cumva, într-un fel sau altul, trebuia deschisă. Și deschiderea ușii a însemnat o mutație a acestei doctrine a ușii închise în doctrina judecății de cercetare. Nu vreau să fac aici istoria teologiei adventiste, dar vreau să privim aspectul psihologic. Ce este judecată de cercetare? Acolo în cer sunt scrise toate păcatele tuturor oamenilor. Păcate făcute cu gândul, cu vorba, cu fapta, toate păcatele. Și în dreptul fiecărui păcat se scrie mărturisit și iertat, sau nu se scrie mărturisit și bineînțeles atunci nu este nici iertat. Când vine judecată de cercetare, ceea ce face Iisus și juriul acela ceresc, tribunalul acela cu îngeri, iau cărțile și să uită și acolo unde a rămas un singur păcat nemărturisit și neiertat, păcatele mărturisite și iertate sunt șterse. Acolo unde a rămas un singur păcat nemărturisit și neiertat, nu este șters. Dacă există un singur păcat neșters, atunci numele este șters din cartea vieții. Și acum vine un timp când judecata trece asupra celor vii. Și aici este problema. Aici intervin umbrele. Noi nu știm când va trece judecata de cercetare de la cei morți asupra celor vii, dar având în vedere că cea de pentru morți a început cam de mult, bănuim că ar fi timpul să înceapă, dacă nu chiar a început la cei vii. Da? Când trece judecata de cercetare la cei vii, tu ești judecat și nu știi că ești judecat. Dacă există un singur păcat care n-a fost mărturisit și iertat, numele tău ești trezit din cartea vieții. Sunt două mari probleme aici. Prima problemă este că nimeni nu ține minte toate păcatele pe care le-a făcut. De fapt, cred că nu greșesc dacă spun că nimeni nu știe exact ce e păcat și ce nu e păcat în multe, foarte multe circumstanțe. În ultima instanță, păcatul e ceva ce definește natura umană, nu comportamentul. Deci, ideea unei vieți fără păcat implică ideea anulării naturii umane. Despre asta puțin mai târziu. Dar avem în viața noastră, am făcut multe păcate și pare că nu am mărturisit pe toate. Și devine o problemă de memorie. Vai de cei care au făcut Alzheimer. Și când mă duc și mi-amintesc că atunci când eram 5 ani, mama mi-a spus mănâncă totul din farfurie, ai ieșit o din bucătărie, eu am luat mâncare, am dat-o la pisică, s-a întors mama, m-a întrebat, ai mâncat totul? Zic, am mâncat totul, a fost o minciună. Și n-am mărturisit-o. Bine că mi-a adus acum aminte. M-au trecut ani, dar o mărturisesc și mi s-a iertat. Dar dacă n-aș fi mărturisit, eram pierdut. Acum, câte altele nu le-am mărturisit, le-am făcut și nu le-am mărturisit, pe care nu le țin minte. Pe lângă faptul că nu știu nicio bine ce a fost și ce n-a fost păcat în anumite situații. Hai să zic că fac efortul acesta de memorie, mi-am amintesc toate păcatele, le și scriu, e bine să le scriu ca să nu le uiți. Am cunoscut pe cineva care scria păcatele ca să nu le uite, ca să seara să știe ce să mărturisească. Toată ziua făcea geabul îngerului raportor și scria păcatele și seara și le mărturisea. Deci să zic că am făcut efortul ăsta intelectual și le-am mărturisit. Dar problema este că e posibil ca judecata de cercetare să mă găsească pe picior greșit. Făcut un păcat și așa cum am spus, problema este că păcatul nu este ceva ce definește comportamentul, ci chiar natura umană. Nu știe exact ce e păcat și ce nu e păcat în ultima instanță. Suntem naturi căzute. Așa că, dacă vreau ca să nu mi se șteargă numele din cartea vieții, trebuie să încetez a mai păcătui înainte ca să vină judecata de cercetare. Numai că aici este problema, că nici măcar nu știu dacă am început judecata de cercetare și n-am încetat să păcătuiesc și atunci apare o problemă nouă, că eu trebuie să trăiesc fără să mai păcătuiesc, nici măcar cu gândul, deși nu știu exact ce și ce nu-i păcat dintre toate gândurile mele foarte des. Cert este că sunt oameni foarte rigizi, care ei știu bine ce e păcat, ce nu e păcat și ei cred că putem trăi fără să păcătuim și ne predică doctrina aceasta și unii susțin că ei chiar au ajuns acolo și sunt sigilați. Odată ce are loc judecată cercetare, e sigilat, primești pe aia târzie. Situația este îngrozitoare și nu mă mir că sunt doar 144.000, mă mir că să găsesc 144.000 la 7 miliarde care să treacă testul ăsta. Însă aici apare o altă problemă. Și care este problema? Pentru că noi,
nu suntem de fapt în stare să rezolvăm problema aceasta. Avem nevoie de niște certitudini exterioare. Și știm din profeție că în cele din urmă lumea se va împărți în două. Unii vor ține sabate și alții vor ține duminica. Știm că toți cei care vor ține sabatul vor fi sigilați. Și toți cei nesigilați vor ține duminica. Deci, chiar dacă țin acum sabatul spre noi din punct de vedere formal, cei care nu vor fi sigilați vor trece în tabăra cu duminica. Și știm că mulți vor fi amăgiți. De exemplu, cei care mănâncă carne vor fi amăgiți și nu vor mai ține sabatul, cei care vor fi amăgiți de spiritism, cei care au relații cu lumea și citesc și văd și ascultă lucruri rele vor fi amăgiți. Știm că muzica rock este compusă de spirite și dacă dai înapoi sunt textele care dau slavă lui Satana, citite invers și așa mai departe. Vreau să mă înțelegeți bine, eu nu susțin aceste lucruri, așa se spune, da? Ăsta e folclor. Dar există tot felul de folclor care ne spune ce primești în zilele din urmă ca să ne scoată din această tabără celor care țin sabatul. Și, dar știm că dacă vom ține sabatul, suntem siguri de mântuire. Adică suntem siguri că vom fi între cei sigilați. Așa că această teamă de judecată de cercetare se concentrează asupra sabatului. Este greu, este o povară, ne pierdem geaburile, dar trebuie să rămânem aici. Dacă plecăm afară, vom fi printre ceilalți. Mai știm de asemenea că Biserica Adventistă va fi persecutată, celelalte nu vor fi persecutate. Deci, venim sâmbătă la biserică, ne sculăm dimineața, ne batem copiii, certăm să se îmbrace mai repede, mai tragem o ceartă cu soția sau cu soțul în bucătărie, în sfârșit ne grăbim să venim la adunare. Și la adunare e o predică care ne adorme pe toți, mai e câte un eveniment că cineva vine îmbrăcat cu ceva, unul și-a cumpărat o mașină nouă, mă rog, mai e ceva bârâf, ai auzit ce a făcut tare, divorțează, în sfârșit, evenimentele care ne mai umplu sabatul, dar rezistăm până la sfârșitul predicii, plecăm acasă, dormim ca să treacă timpul mai repede, mergem iar dumneavoastră la biserică, e o oră muzicală, ce mai fi pe acolo, uneori mai e câte un semnal de profeție care ne mai mișcă adrenalina, dar în sfârșit vine Sfântul Soarele și am scăpat, da? Și după aceea o luăm, mergem mai departe. De ce ne supunem săptămâna la această corvadă, la acest nonsens? Pentru că știm că cei care merg la acea biserică unde oamenii se bârfesc între ei și se spionează unul pe altul, vom fi în biserica care va fi persecutată și noi avem nevoie să fim persecutați, că nu suntem în stare să trăim fără păcat. Dar știm că dacă vom fi persecutați pentru sabat, totuși vom fi printr-un miracol sau nu știu prin ce mijloc, de partea celor sigilați vom trece prin cele 7 plăgi și cândva în Iisus ne va lua la cer, iar ceilalți sunt lemn pentru foc. Așa că important, este foarte important ca să știm când vine decretul duminical. Pentru că, în general, viața noastră, nici nu e conștient că nu e suficient să ții sabatul. Avem destule lipsuri în viața noastră. Atunci când vine, va trebui să fim pregătiți. Din cauza aceasta, întotdeauna vom găsi în Apocalipsă dovezi și vom găsi evenimente apocaliptice și vom vedea foarte clar cum de ești atât de orb, îmi spune cineva, și nu vezi, țin minte, a fost o întâlnire banală de pastor penticostal undeva în Texas, în care a fost și un pastor anglican, care e prieten cu Francis Cântâi și le-a dat un mesaj din partea lui Francis Cântâi pe iPad și Francis le-a spus: frați creștini, rugați-vă și pentru mine, cu umilință, suntem frați, să fim uniți. A venit unirea bisericilor, vine decretul duminical. Cum de nu vezi, m-au întrebat. Cum de nu vezi ceva ce Francis Cântâi? Cum de nu vezi spiritismul? Cum de nu vezi posese demonică în partea altă? Cum de nu vezi conspirațiile care se agită în jurul nostru? Cum de nu vezi toate aceste lucruri? De ce? Frica a devenit o virtute. Teama apocaliptică, ideea de a trăi tot timpul într-o stare de alertă, este o virtute. Și ideea este că e o virtute să-ți fie frică de umbre. Noțiunea aceasta că este mai bine să greșești de nu știu câte ori
cu privire la venirea Domnului, decât să ne Domnul să se găsească nepregătit. De fapt, se traduce prin noțiunea că trebuie să te sperii de fiecare umbră pe care o vezi. Pentru că nu știi care dintre ele este evenimentul real. Și ca atare vom găsi mereu umbre în Apocalipsă. Apocalipsă o carte plină de umbre. Da? Este splendid scrisă, literar. Numai de-aia e plină de umbre. Și lumea noastră e plină de umbre. Noi corelăm umbrele lumii cu umbrele Apocalipsei. Și când aceste umbre se mișcă, noi vedem în umbră lucruri care sunt doar în imaginația noastră. Dar de ce sunt în imaginația noastră? Fiindcă îți vezi într-o frică teribilă. E frica, de fapt, e frica fundamentală de judecata de cercetare. Frica de propria noastră natură, că nu vom fi niciodată gata. Și avem o soluție, anume să fim acolo unde sunt cei persecutați, pentru că ăilalți oricum vor fi pierduți. Or, problema este psihologică. Și înainte de a discuta despre Apocalipsa, și înainte de a discuta despre Francisc și despre Sabat, hai să discutăm despre frica noastră, despre umbrele din jurul nostru. Vă amintiți faimosul cal al lui Alexandru Macedon, Bucephalos, sau Bucephalos, Bucifal, în folclor românesc, în vestita Alexandrie, Bucifal, carul Alexandru. Bucephalos, cap de bou, însemnează. Un negustor de cai din Talasia i-a adus lui Filip, regelui Filip, un cal grozav pe care a vrut să-l vândă contra 13 talanți de aur, prețemos. Filip l-a refuzat, fiindcă și-au dat seama, calul arăta impresionant, dar nu putea fi îmbrânzit. Și Alexandru i-a spus, ne spune Plutarh, că i-a spus tatălui său, Alexandru avea 12-13 ani pe atunci, că vrea să cumpere calul și dacă nu reușește să-l îmblânzească, îl va plăti el Alexandru din banii lui. Dar i-a cerut lui Filip neapărat să cumpere calul. Și Filip a cedat dorinței fiului său, care era foarte convinut că poate îmblânzi calul. Așa că ne spune Plutarh, Alexandru s-a dus lângă cal. Calul era foarte speriat, nimeni se prea apropia de el. Mai întâi, Alexandru și-a scos mantaua, fiindcă și-a dat seama că mantaua bătea vântul și umbra mantalei îl speria pe cal. Așa că Alexandru și-a scos mantaua, s-a apropiat foarte încet și a luat calul ușor, ușor și l-a îndreptat cu fața spre soare. Pentru ca calul să nu se mai sperie de propria lui umbră și nici de umbra lui Alexandru. Și Alexandru a luat calul de gât și a șoptit ușor, ușor la ureche, așa frumos la ureche, după care a încălecat pe cal și a plecat pe el spre uimirea tuturor. Legenda spune că Filip i-ar fi spus, fiule, macina e prea mică pentru tine să cucerești lumea. Asta sună foarte fals, e clar că este e mitologie. Mitologia Alexandru de mai târziu, ca și ideea că acesta a fost un cal al lui Poseidon sau un fiu al lui Pegas. Dar cert este că calul a fost un cal foarte bun pe care Alexandru l-a folosit la multe șarje de cavalerie. Și calul a murit în Pakistan, în India, acum e Pakistanul, în sfârșit, în Pakistan, în bătălia cu regele Porus. Acolo unde Alexandru a fost rănit și calul a murit și a fost îngropat cu toate onorurile. Alexandru a înființat orașul Bucephalia, acolo unde a fost îngropat calul lui și a zidit și statuia, bănuiesc. Acum, când Oliver Stone, care este nu numai un tip foarte interesat de teorii conspirative și de istorie, dar interesat și totdeauna și de aspecte psihologice. Când Oliver Stone a făcut filmul Alexandru cel Mare, m-am dus să-l văd și eu. Și toată lumea era interesată de faptul că Oliver Stone, în stilul lui de psihanalist, s-a ocupat și de sexualitatea lui Alexandru. Era aspectul care m-a interesat cel mai puțin. Când m-am dus, am fost curios să văd cum regizează Oliver Stone scena îmblânzirii lui Bucephalos. Pentru că îmi dădeam seama că acolo e vorba de umbre și de frică și mă așteptam ca Oliver Stone, cu mâna lui fină în probleme psihologice, să regizeze o scenă foarte bine gândită și foarte psihologică, să zic așa. Așadar, în filmul Oliver Stone, Macedon scoate mantaua,
îl îndreaptă ușor pe Bucefalus cu capul spre soare, îl ia de gât și începe să șoptească la ureche. Și nimeni nu știe ce a șoptit la ureche Macedon lui Bucefalus, dar Stone a găsit aici un moment ca să facă puțină psihologie. Și Alexandru șoptește lui Bucefalus la ureche: nu este nimic altceva decât noi, umbrele și lumea. Suntem noi și umbrele, nimic altceva. A sărit pe cal și a plecat cu el. Și a mers pe cal până la capătul lumii de atunci, până la capătul ecumenei, până în India. Și într-una dintre scenele finale ale filmului Oliver Stone, Alexandru este în India, în actualul Pakistan. Regele Porus vine cu armată de elefanți și elefanții creează panică în camera lui Alexandru, fiindcă caii simt mirosul de elefant și este un miros necunoscut și se sperie și văd elefanții și se sperie de elefanți și soldații lui Macedon se sperie de elefanți și dau înapoi. Și în momentul acela Macedon șoptește calului său: nu este nimic decât lumea, noi și umbrele. Și șarjează înainte. Este rănit, calul moare, dar câștigă bătălia. Aș vrea să răspund doamnei care mi-a pus întrebarea. Un răspuns probabil care n-ar trebui să-l dau. Dar îl dau fiindcă mă simt dator să-l dau. Nu este nimic decât noi și umbrele. Aș vrea să spun tinerilor: este o lume de cucerit înaintea voastră. Nu vă speriați de umbre. Sunteți voi, lumea și umbrele. Mergeți înainte, șarjați, cuceriți lumea. Realizați-vă visurile, idealele, dorințele, fără frică. Da, prietena mea, pentru dumneavoastră, adventismul a fost o șansă de a vedea lumea altfel și de a vedea pe Dumnezeu altfel. Hai să nu risipim această șansă sperindu-ne de umbre. La revedere!